Aseară, o bătrână din comuna Pleșoiu a fost găsită moartă în locuința care fusese cuprinsă de flăcări. La fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri care au stins incendiul. Manevrele de resuscitare a victimei, în vârstă de 77 de ani, au durat circa 40 de minute, dar arsurile survenite pe 70% din suprafața corpului au dus la decesul acesteia. Victima a fost surprinsă de incendiu în bucătăria locuinței, iar extinderea focului s-a făcut cu repeziciune, fapt ce a făcut imposibilă salvarea acesteia. La fața locului s-a deplasat o auto specială de stingere și un echipaj SMURD, fiind solicitată și ambulanța cu medic de la serviciul de ambulanță. În urma efectuării recunoașterii s-a constatat faptul că proprietarea locuinței se afla în bucătărie în stare de inconștiență cu arsuri pe aproximativ 50-60% în suprafața corporală. Femeia a fost evacuată din locuință, s-au început imediat manevrele de resuscitare de către echipajul SMURD și echipajul de la serviciul de ambulanță. Intervenția pompierilor a fost promptă, fapt ce a exclus extinderea incendiului și la alte locuințe vecinate. Concomitent, echipajul de stingere a intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului. Aceștia au reușit lichidarea incendiului în limitele găsite, fiind distruse bunurile dintr-o cameră de locuit. Din păcate, proprietara locuinței nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată. Cauza probabilă a incendiului este un scurt circuit electric produs de un televizor. Cauza incendiului a fost un scurt circuit, iar camera în care acesta s-a produs a fost distrusă în totalitate.